Ehe, iar este consens. Iar a răsărit soarele înțelegerii și al armoniei peste clasa noastră politică. S-a pus domnul Oprea în mijlocul lor și s-au adunat toți ca... Cum era vorba aia? Ca musca în lapte? Nu. Ca fluturii la felinar? Hai să o lăsăm așa. Pe timpul lui Băsescu se băteau și când jucau Hora Unirii de 1 decembrie. Iar acum mai au puțin și dau o lege ca fiecare penelist să se ia cu un pesedist și să fie nășiți de Gabi Oprea. Mă bucur că vom fi în măsură opoziție și putere să votăm, sper eu, în unanimitate, alături de colegii noștri parlamentari, un cod fiscal care să aducă relaxare fiscală. A intervenit și Muguri Sărescu, s-a implicat președintele Klaus Iohannis, dar trebuie să recunoaștem că nimic nu s-ar fi întâmplat fără Gabriel Oprea. În jurul lui s-a legat toată maioneza asta. Știți ceva? E foarte ciudat când auzi de consens. În primul rând pentru că eu nu-i aleg pe unii ca să o pună de consens cu ceilalți. Atunci pe cine mai dau vina? Au făcut-o toți, deci nu e nimeni vinovat. În al doilea rând, nu vreau consens. Vreau ca opoziția să taxeze puterea. La limită, hai să zicem, poate că pe codul fiscal mai merge, deși sunt lucruri pe care nu le înțelegi. Nu TVA de 19%, ci de 20%. Pe bune? Atât ați avut de zis, domnul președinte? Veți fi surprinși plăcut, fiindcă și după lucrurile mers cam spre concluzia de la discuția tehnică, liderii de partide acum se armonizează și veți vedea că a fost foarte bună întâlnirea și foarte bun dialogul între toate partidele parlamentare, până la urmă, pentru o problemă importantă pentru România. Repet, mie domnul consens Oprea mi se pare foarte ciudat. În sensul că în ultimii 25 de ani, când a fost consens, n-a fost bine. Păi să vedem, pe ce a fost consens? Pe tăiat păduri? A fost. Pe retrocedat case și terenuri, pe energie, pe șpăgile din vămi? Mai continuăm cu acest consens? Mai vreți consens? Dar e ceva și mai haios în toată treaba asta cu consensul. Au ajuns liberalii la putere, da, nu e amuzant? Liberalii au și ei senzația că sunt la putere, că iau decizii, că chiar contează ce zic ei. O să le facă Oprea un guvern de jucărie, de ăsta din plastic, să se joace și ei de-a hoții și vardiștii, hoții și miniștri, cum ori nimeri eu acolo.